Polițiștii din cadrul biroului Ordine Publică au intervenit ieri după amiază pentru a scoate băiețelul de numai 2 ani dintr-o gură de canal descoperită. Din cercetările efectuate s-a stabilit că incidentul s-a produs din vina părinților care nu și-au supravegheat copilul. Imediat băiețelul a primit îngrijiri medicale. Polițiștii au sesizat în acest caz și Direcția pentru Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj, urmând să se efectueze verificări vis-a-vis de părinți și să dispună în conformitate cu legislația în vigoare.